deschide, că nu mai pot. Dea! Mă sufoc! Leșin! Cum să faci, mă, așa ceva? Bă, noi am crescut ca două surori, m-am mâncat din aceeași arcurie și tu acum faci mie chestii de-astea? Dea, să mă rea dacă am trimis ceva. Dea, Leșin! Dar cine, mă, cine mai știe de mine și Dea din afară de tine? Nu știu. Cine? Nu știu, fată! Cine-am zis, mă? Nu știu, poate colania cu care umblă el. Dea, mi-e rău. Oh, bine, fată, gata, ho. Hai, iartă-mă. Iartă-mă, dar trebuia să știu. Mamă, ce căldură vine. Și tu niște apă, că mor aici. Dar de unde ești tu atât de sigur? Păi că el era singur interesat să nu se afle de trecutul lui, nu-i logic? Băi, omule, logic poate în capul tău, dar n-ai dovezi, tu înțelegi? Hai, mă, nene, mă, acum îți dau și cazul pe tavă. Ascultă-mă, ca să-l acuzi pe Andronic de așa ceva, crede-mă, e un om integru, e un om cinstit. Tot ce poți să obții este un scandal de presă, atât și nimic mai mult. Și s-a mai zis, du-te la poliție. Du-te la poliție. Hai, băi, nene, băi. Mele. Fetele mele? Ia uzi! Hai bine, că așa e vorba. Ce? Ești intelectuală, da, mă, de la Petrești. Bre, dă și mie niște esență de rom. Ce? Ce? Esență de aia, de rom, de, pentru colivă. Știi că fac colivă, că-l pomenesc și eu pe unul de la mine, de acolo 40 de zile faci. Rom, cea mai că-i bun? Nu fata mea, exență. Mama, tu vorbești ca ea? Păi să înțeleagă. Ce are? Ce are să vorbești? Nu ești ea fată de-n popor? De unde ești cu mătră? De la Ploiești. Păi? Tu îmi zici mie cu mătră? Păi? Ia, băi. Ai grijă cum vorbești cu mine, da? Că aceea, la vilă, nu-i punem poalele în cap așa cum ești mata învățată. Ai de o sticlă. Întreagă, că face cu oliva. Ne dai și nouă. A? Ia-ți. Murături, aceea, a? Bună tot! Da, de gătit, ce gătiți? Facem plăcintă, saleuri, pateuri. Că mâine, domnul meu... Vrei, domnă! Nu fă, domnul Andronic. O prezintă pe Fiesa, la presă. Mâine e cu televiziunile? Cu ziariști, cu cameraman, reporteri. O să spună domnul Andronic frumos că are o fată. Regăsește după mii și mii de ani. Faci, fa! Păi, dar ce n-am știut eu că e mâine? Mă? Că nu ți-a spus nimeni. Hai, vă pupănuță, hai! Hai! Dacă aș ști că ești doar curioasă, nu m-ar deranja, dar văd că ești băgăcioasă. Că sunt și eu de la țară și la noi piane nu e... Dar pe vremuri țăranul român avea bun simț și era cu frica lui Dumnezeu. Păi, da, mine, dar ce noi n-avem? Avem și noi și icoane, mergem la pelerinaje, la Măiculița, la Sfântulița... Ieși afară! De... Ieși afară în clipa asta ca să nu mă apuce nervii! Ești acum din casa mea, afară? Stai că mi-e miroase aceea spital, oricum. Nu ții? Au! A dezinfectant. Ce vrea asta?
a venit să ne dea lecții de pian. Așa, ia zi cum e. N-au răspuns 6. N-au răspuns 6, să fie sărătoși. Oricum o să avem noi imagini pe care o să le preia toți. Și așa, mediul online mă interesează cel mai tare acum. Da, ăsta e comunicatul de presă. Da. Da. Știu că nu e ăsta obiceiul, dar domnul Andronic așa a decis că e mai bine. Ok, ok. Vă salut. M-au asasinat. Toți vor să știe de ce invit acasă. De ce invit acasă? Că așa vreau eu. Pe bune, tu stai să le dai explicații tuturor? Am și eu conexiunile mele, așa zici, și mei prieteni, pe care nu pot să-i fentez. Da, ok. Atunci, pentru prietenii tăi, zile așa că e o chestie personală, da, privată, deci de-aia vreau acasă, ok? Perfect. Nu am înțeles. Da, foarte bine. Mai știi ceva de ăla care a sărit la bătaie în fața casei? Nu mai știu și nici nu mă interesează. Oricum e cam rătăcit băiatul ăla. Rătăcit, nerătăcit, conferința de presă e anunțată oficial. S-ar putea să apară acolo. Poate că l-au găsit între timp. Nu putem să aflăm? Adela, nu mă interesează. Omul ăla mi-a făcut foarte mult rău în viață. Din punctul meu de vedere, poate fi și mort. Paul, eu zic totuși să suplimentăm baza mâine. Dacă apare. Mihai, nu vreau absolut nimic special. Da? N-am făcut nimănui rău, nu mi-e frică de nimeni. Punct. Ok. Adela, tu mergi acasă? Da, sigur. Da. Sunt gata imediat. Ok. Tu ești... Vărătul, Luca. Da. Ce belește așa fasolea la mine? Ești bună, rău. Păi tu ești nesimțit. Dar ești simpatic. Hai, somn de mur. Așa? În numele Tatălui, a Fiului. Ești la Sfântul Dumnezeu. Sfântului Duh. Uite. Amin. Da, fiți. Dar nu vrei să mergi la biserică? La popă? Mai bere, mântule. Uite, da, ce acum mai dăm bani și la popă, bred? Omul a murit ca un câine. Nespovedit, neîmpărtășit. Și fără lumânare. Așa. Las. Uite, e
I-am făcut eu aceea, i-am scris pomelii cu Traian, cu tot neamul lui cel adormit. Uite-te, mă, eu aceea, las că-i bine. Și lumânare, iei tu lumânare și te duci acolo la el la mormânt și o aprinzi, da? De 40 de zile. Păi ei, pe săracii tăi aia din Mahala, le dai ceva de păuș și se pune că a fost pomană. Da? Hai că bine, hai. Și să vezi cum o să te liniștești și tu la sufletul tău. Dar nu vrei să ne liniștim amândoi? Dacă... Primitule, dar eu la ce să mă liniștesc? Că eu sunt liniștită... Eu sunt curată, bre, în fața lui Dumnezeu, lui Măicuța Domnului. Păi, dar noi am ajutat un om, mietule, să nu se mai chinuiască. Pietule, tu știi cum e să mori cancer. Bre, că nu-i pedeapsă mai mare ca asta. Să se face carnea iască. Hai de cap, uite, hai aici, uite, hai. Uite, vezi, nică. Nică-i pomeni. Și pe aia te duci, da? Hai, vezi, nică pomeni. Nică pomeni. Hai, hai, du-te. Hai, du-te. Hai, hai. Așa. Mitule Chibritu. Ia de aici. Hai. Fugi. Hai, fugi. Auzi, Adela, tu vrei să ajungi sus de tot, nu? Dacă merit. Mihai, ce faci aici? Nu ești acasă la șeful, la conferință? Mi-am uitat laptopul în birou și mâine mă duc în instanță. Bună. Bună. Dar ce bate vântul pe aici? Da. Numai Adela muncește. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Și am marea bucurie să vă prezint pe fiica mea, Andreea Andronic. Iată ce-ți mă dă gură! Păi, faceți liniște, că acum o să zică ceva și de nuțica! Mi se face rău de la stomac. Hai, măi, mamă, că nu e așa nasoală. Ce-ai zis? Că nu-i nasoală, e bună. Ăsta veni să-ți ia loc în firmă, dacă ești prost, că t-ai că tu. Ce? Vă spun sincer că nu mi-am închipuit că viața o să-mi ofere un dar atât de prețios. Sigur, cunoscuții, familia, prietenii mei și cei care mă cunosc bine știu că mi-am dorit întotdeauna un copil. Dar nu mi-a trecut prin minte că o să mă trezesc așa peste noapte tatăl unei fete de 21 de ani. Unei fete frumoase de 21 de ani. De aceea eu și soția mea suntem foarte bucuroși și ne străduim să fim părinți cât mai buni. Dacă aveți întrebări, vă rog. Andreea, ce ai simțit când ai aflat că ești fiica lui Paul Andronic? Pentru început, am fost șocată. Adică, încă nu mi-am revenit. Vă dați seama că nu e ușor să treci prin... prin ce am trecut eu. De mama ta. Știi ceva? Ai cunoscut-o? Știi unde se află acum? Și cum o cheamă pe mama ta? Mama mea... Hai, intră tu acolo, că o să vin și eu imediat. Tatu, ești supărat? Sunt.
Hai că te-ai descurcat foarte bine. Crezi? Normal. Ești o apariție. Crezi că am ieșit bine în poze? PR-ul nostru verifică tot înainte să apară. Mm-hmm. Deci nu-ți face griji că... Că ai ieșit cu degetul în nas. Da, n-am băgat degetul în nas. Glumeam. Da. Luca, las-o, pe bune. Dacă erai în locul ei, nu scoteai nici două vorbe. Păi de-aia stau în spatele camerelor. Mm-hmm. Hai, noroc. A fost destul de greu azi. Am văzut. O mai iubești? Ce întrebare asta? Pe mama Andrei, o mai iubești? Mona, nu mă chinui și tu. Gata. Eu te chinui pe tine. Bună ziua! Avem un mandat de aducere pe numele lui Andronic Paul. Cine? Andronic Paul. Aoleu, da. Da, așteptați. Sigur, aștept, da. Ți-ai venit la pomană? Da, dar ce ia puțină colibioară. A, nu vreau. Să rămână, nu sunt la o dietă, nu, mulțumesc mult. Eu? Sincer, îmi pare rău și încă o dată zic, Dumnezeu să-l odihnească. Dar cum îl cheamă pe mort? Da. A, e... Traian? Cu tot neamul lui cel adormit. Ce coincidență. Și eu tot un Traian caut. Traian Dincă. Da. Ce bună ziua. Eu sunt Paul Andrani. Vă rog să mă urmați la secție pentru cercetări în cazul dispariției lui Traian Dincă. Ce legătură am eu cu chestia asta? Adică, de ce să vin la secție? Avem un mandat de aducere, o procedură legală, nimic grav. Stați puțin, ce se întâmplă? Tata? Da, trebuie să mă duc la secție, probabil niște întrebări în legătură cu dispariția lui Traian. Aduce-mi haina aia neagră. Tata, nu te duce, ce să cauți tu acolo? Tata e nevinovat, nu a făcut absolut nimic, lăsați-l în pace. Ce să facă el acolo? Domnișoară, trebuie să vină cu noi, e ordine. Da, e în regulă, e în regulă, o să merg la secție. Probabil că e o neînțelegere. Dar nu ai ce să cauți acolo din moment ce nu ai făcut... Ce? Dacă nu ai făcut nimic, ce să cauți acolo? Vă rog frumos, lăsați-l în pace! Gata. Nu a făcut absolut nimic! Calmă. Mergeți înăuntru, nu spuneți la nimeni nimic, da? Nu vreau să se panicheze aiurea. Hai, da. Mergi înăuntru. Thank you.
Vino, mă, gata, oprește-te! Stai, ce gata, mă! Ești un criminal! Băi, calmează-te și noi vrem să știm unde-i Traian! Mint, mă, mint! Băi, stop! Bă, voi nu sunteți sănătoși la cap, ați început să vă bateți aici, în curtea poliției. Vezi că rămâneți peste noapte aici. Vreau să aud ce o să mint în emergul ăsta. Băi, omule, băi! Du-te acasă și lasă-ne să ne facem treaba. Să știți că puteți să depuneți plângere dacă vreți. Hai, pleacă acasă. Doamne ferește! Îți zi mersi că te las în pace. Pleacă, bă, nebunule, de aici! Vrei să sar iar la tine? Hai, genuțică, hai! Că mi-e frig! Hai, pune asta pe tine și hai! Hai că îmi bate cald, hai! Genuțică, hai să te culci un pic, hai! Hai, stai, frie, lasă-mă, că sunt bine! Ești bine până ai, abia te ții pe picioare! Hai, hai! Răspund eu! Stai, primitule, unde mă duci? Păi, mișcă-te, te rog eu! Da! Mai... Bună ziua! Bună! Bună ziua! Miei! La care din ele ai venit? Eu cu Mitu am treabă. Vă cheamă domnul Andronic. S-a întors tata? E bine? Da, s-a rezolvat tot. Numai că domnul Andronic ar avea câteva întrebări pentru Mitu. Papa! Nu m-a putut să ajut să... Hai, lasă că o ajută Adela, hai! Nu lăsa pe Paul să te aștepte, hai! Miaiță. La revedere. La revedere. La revedere. Ești ca curcările mea acolo, că nu-i dă nasul tău. Vreau dă și mie o vișinată. Tata! Doamne, mi-a fost așa de frică. Gata. Și acum sunt atât de fericită. Ți-am spus câteva întrebări de rutină. Păi da, da, nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Gata, s-a terminat, gata. Da. Hai, du-te în casă că vin și acum. Păi... Stau de vorbă puțin cu Mitu. Da? Da, sigur, da. Hai, stai aici. Mitule, când ai vorbit ultima oară cu Traian? Păi să mor eu dacă mai știu. Nu țin că e aia cu memorie bună. Dar o să-mi aduc eu aminte. Cred că era într-o joi. Sau poate că marți. Dar nu ți-a spus dacă ar vrea să meargă undeva? Sau poate avea probleme cu cineva? Mă fie vorba între noi, cu cine n-a avut el probleme? Că era un om rău, rău. Dar vorba aia de morți numai de bine. De ce mort? Păi, de ce i-a alertată poliția? Și noi ne facem griji, că a fost ca o rudă, adică este. Păi dacă nu era el... Da, am înțeles. Bine, îți promit că o să-l găsim pe bătrân. Viu sau mort, o să dau de el. Unde? O să pun cei mai buni oameni să-l caute. Îi dăm noi de urmă. Omul ăsta are numai disprețul meu, dar până la urmă e bunicul Andrei, nu? Așa-i. Mihai, sunt la firma care se ocupă de investigație. Sigur, chiar acum. Bine, îți mulțumesc că ai venit. Dacă apare ceva, te anunțăm. Sunt convins. La bună vedere. Sănătate. O iau prin spate. Ești pe undeva? Mă duc să mă fac cu niște amici, să sărbătorim că m-am întors. Miercuri seara, așa? Păi ce, miercuri nu e o zi a săptămânii? Ba da, dar ai promis lui Paul că mâine la 9 ești la televiziune, că o să ții munca în serios. Păi da, și tu am văzut că trebuie să fii la muncă și nu te duci. E drept. Eu am refuzat jobul. Tu nu cred că îți permiți luxul să refuzi. Uite, îmi permit luxul să nu te mai ascult pe tine. Luca, te rog, Luca. Luca, pe bune, ai crescut. Trebuie să ții și tu niște responsabilități.
Ce-i cu vocabularul ăsta, mă, tată? De unde știi tu cuvintele astea? Ai stat în casă, ai avut timp să citești, bravo. Te rog, în fine simțit. Sunt cum vreau eu să fiu. Eu sunt liber spre deosebire de tine. Hai, noapte bună. Admirator secret. Hai, nu te face că nu știi. Mulțumesc, sunt foarte frumoase. Chiar nu sunt de la mine. Atunci? Habar n-am. Dar uite, e și un bilețel. Din prima clipă în care te-am zărit, parcă am băut din elixirul iubirii. Existența mea ar fi inutilă fără tine, îngerul meu divin. Da. Clar nu tu ai scris asta. Dar cine? Poate nu sunt pentru mine. Ba da. Adi. Nu știu. Adică... între mine și el chiar nu mai e nimic. Dar el nu crede asta. Scuze, deranjez? A, se pare că da. Da, am ceva de vorbit cu Adela. De ce să vorbești? Te descurci foarte bine și înscris. Da, Adi, chiar trebuie să vorbim. Pe mine să mă scuzați. Eu mi-am luat porția de sirop pe ziua de azi. Mi s-a făcut greață deja. Pe ce să vorbim? Ce, nu ți-au plăcut florile? Și biletul ăsta? Păi a venit cu florile. Adi, ce-ai scris tu aici? Nu se poate. Din prima clipă în care te-am zărit, parcă am băut din elixirul iubirii. Existența mea ar fi inutilă fără tine, îngerul meu divin. Adi, noi doi suntem prieteni și atât. Da, dar eu n-am... Da, am observat că tu nu. Haide. Ia florile, că nu pot să le primesc. Da, dar ce, măi, și prietenii își dau flori? Prietenii adevărați, Adi. E clar că tu ai avut alte intenții. Hai, ia-le, că nu pot să le primesc. Stai un pic. Nu pot să stau, că am o ședință. Tată, mă, pleacă, mă, de aici, mă, tată. Doamne, diavolul te-a trimis. Ia, tată. Nu-i voie aici, tată. Mă, tată, nu-i voie, mă. Dă-i drumul de aici, sau vreți, ne supărăm. Nu vorbești cu tine. Ce faci, pisi? Cum a mers cu florile? Da, e așa un pic, să te verificăm. Ești fierbinte? Mereu sunt fierbinte. Zic cum a mers. Cum să meargă, mă? M-ai făcut rahat. Ce n-ai bai scris în biletul ăla, că venea să... Mihai, la tine veneam. Să te scot la prânz. Îmi pare rău, dar am treabă. Bine, păi poate altă dată. Poate. Alo, alo, domnul, ce faci? Eu de ce sunt aici? Poftim? Trebuie să iau temperatura. Eu ies. Indiferent dacă ieși sau intri, trebuie să iau temperatura. Asta-s regulă. 37,1. Cam la limită. Așa sunt eu. Îmi crește temperatura când mă enervez. Dacă vrei, te calmez eu. Nu, mersi. Am metodele mele. Eu nu înțeleg ce naiba ați văzut voi la papagalul ăsta. Nu mai taci și lasă-mă.
Pupi, pisi. Dar v-am zis că nu-i acasă. Nu te cred. Ce te-ai uitat la mine și ce ai zis? Mă tragi tu pe mine la răspundere? Eu nu plec până n-o văd pe Andreea. Ce-i gălăgia asta aici? Andreea nu e. Dar ea mi-a zis să vin, de ce e? Nu e. Și dacă vrei să o aștepți, așteaptă-o. Dar acolo unde ești? Ați auzit. Afară, nu în casă. A, și eu sunt ala din Mahala, nu? Multi, de ce ați dat o afară? Dar ce vrei, să o invit în salon? La o cafea, să stăm de vorbă ca fetele? Nu, dar mă gândeam... Mă rog, nu contează. Oricum ăștia voi din familia asta Andronic sunteți mai presus de oricine. Pentru că așa și suntem. Adela, trebuia să-l fi văzut cum făcea când era copil. Deci crede-mă. Bă, e rar. Nu, lasă-mă să văd. Deci vreau să zic asta. La orfelinat odată l-a enervat unul. Mamă, s-a dus de el, a luat de gur, l-a dus în stânga și în dreapta, la săracul plângea. Și n-avea, cât avea, n-avea nici 10 ani, 9 ani. Căline, tu ai scăpat. Da, am impresia că o să-ți iei în curând, dacă nu taci. Da, da? Ia ce faci, mă? Fii atent că m-am antrenat. Hei, eu, nu astea m-am antrenat, nu? Da. Să știi că m-am mai gândit la ce mi-ai zis azi și nu pot să accept. Adi, nu aici. Dar ce contează? Te iubesc. Nu mai pot fără tine. Adi, termină. Ei, Adela, nu înțelegi. Tu ești îngerul meu divin. Adi, ți-am zis să mă lași. Tu nu înțelegi de vorbă bună? Tu ce te bași, bă? Asta e între mine și Adela. Nu vrei să te scot afară? Măi, opriți-vă! Scuți-mă afară! Uite toată lumea! Măi, băi! Scuți-mă! Deci fix așa făcea și la Roman. Taci din gură! Adi, pleacă dacă vrei să mai vorbim vreodată. Stai puțin! Îmi pare foarte rău pentru situație. Nu-i nimic. Sunt obișnuită. De unde vin eu? Și, practic, tu vii de acolo de unde e și Andreea, nu? Din Mahala. Da, tocmai la mama naibii. Puti, Manu. Okay. Stai numai puțin, mă duc să iau mașina și... Nu, nu e nevoie. Ba nu, chiar insist, pe bune, chiar vreau să te duc. Mă simt foarte prost. Sunteți vreo rudă de Andreea? Da, sunt... sunt așa, sunt soțul... surorii lui Tasu. Unchiul. Da, Dorin. Laura, încântată de cunoștință, unchiule Dorin. Nu, doar Dorin. Bine, doar Dorin. Te-ai enervat pe el? Da. Pentru că e un măgar și tu nu vezi asta. Nu e un băiat rău și oricum eu nu mai simt nimic pentru el. Temperatura? Tu ești ok? Tu nu ești ok. 37:4. Pare rău, nu poți să te las să intri. Ăsta e regulamentul. Ce? Lasă-mă să intru. Nu pot. Vrei să ți-o iei? Hai mă, dacă ești în stare. Mă, terminați odată cu chestia asta. Bună. Mulțumesc că m-ai adus acasă. Îți dau o cafea la bufet? Nu pot azi. Poate altă dată. Altă dată atunci. Cum dau de tine? Ai acolo numărul meu. Bun. Pa, pe altă dată. Pa. Astea se mănâncă, da? Nu le dai la câine acolo unde le dai. Da? Ți-aș fi adus și niște colivă, dar mâncat-o eu pe toată. Dar pe cine ai pomenit? Pe cine? Că nu i-am mai pomenit și eu de mult, înțelegi? Și am visat într-o noapte. Păi dacă i-ai uitat, așa cum ne-ai uitat pe noi toți. Uite-mă, eu, ce te supere așa, Florico? Dar am fost și eu prinsă. Am avut și eu
lansarea cu presa. Aoleu. Pă, da, știi ce muncă grea e să fii bogat? Shopping-uri, uite aceea. A, la mine. Da. A, mă invidiază lumea, zice că e ușor, dar nu e. Auzi? A. Dami, tu cum are timp să o frece pe Mahala? Cabia cel văzui, a alergat după niște câini și a supat gropile făcute de ei la voi în grădină. De parcă cine știe ce s-a îngropat acolo. Auzi, fată, chiar? Ce s-a îngropat acolo de vine câinii toată ziua, bună ziua, Acilea? Dar lasă-mă, lasă dacă șoarde așa tare. Adi! Taci că-ți rup gura! Ne opriți-vă! Nu știi cu cine te pui, bă, orfanule. Adi, ești ok? Da. De ce ai făcut așa ceva? Adela, eu... Pleacă!